În minutele următoare vă propun să aflăm mai multe despre cum facem să găsim acea pace dintre inimă și minte, acea armonie pe care mulți dintre noi o căutăm. Vom primi răspunsuri importante astăzi de la invitații noștri. Domnul profesor universitar dr. Alexandru Ciurea este alături de noi, alături de domnul profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan și de Florentina Fântânaru, realizator Antena 3 CNN. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența în platoul știrilor dimineții. Bună dimineața, Modelina, ne bucurăm să fim aici împreună. Avem vești, te rog, întrebările sunt la tine, răspunsurile sunt la domnii profesori. De data aceasta sunt la mine. Așadar, urmează o conferință extrem de importantă pe 10 iunie, care se numește foarte, foarte frumos Pacea dintre inimă și minte. Ce ne puteți dezvălui despre ceea ce o să se întâmple acolo? Vor fi dezbateri, așa cum spuneam, importante, vor fi discuții între voi. Ce dați din casă astăzi? Domnul profesor, pentru că e vorba începe cu minte. Începe de la stânga la dreapta. Atunci, da, dumneavoastră, vă rog. Să explicăm sintagma de pace dintre inimă și creier. Asta se întâmplă în momentul în care creierul este în concordanță ca ritmicitate cu inima. Adică fiecare, la modul individual, și creierul și inima au ritmurile lor, concordanța lor, coerența lor, că de fapt despre asta este vorba, are o importanță cu totul de excepție pentru organism. În primul rând, înseamnă o plenitudine a funcționalității noastre în toate domeniile, de la cognitiv până la afectiv. Înseamnă un plus endocrin, să se emit hormonii tinereții, de pildă. Dihidroepiandrosteronul, care este un hormon al tinereții. Atenția, aspectele raționale. Dincolo de asta, se stabilește prin coerență o funcționalitate normală. Haosul înseamnă incoerența. Creierul are ritmurile lui și inima ale lui. Mai simplu, ca să înțeleagă toată lumea. Așa. În momentul în care inima simte ceva, vrei să faci ceva și creierul este de acord, între ele este o coerență, o concordanță inimă-creier. În momentul în care una simte inima, dar creierul vrea altceva, atunci este o discordanță, o disonanță între ele. Și din unghiul ăsta de vedere, haosul care se definește discordanța înseamnă boală, iar dimpotrivă, coerența, concordanța, sincronicitatea înseamnă sănătate și toate beneficiile pe care un organism le poate avea. Asta înseamnă pace, de fapt. A plecat de la ideea, mi-aduc aminte, în 71, când am început să funcționez ca specialist, sub cristalul de pe birou am pus o expresie a lui Iisus care spunea: vă dau pacea mea ca să nu vi se tulbure inima și nici să se spăimânte. Mi-a plăcut enorm de mult. Adică ce frumos înseamnă. Deci el în toate întâlnirile pe care le avea cu publicul lui sau cu apostolii termina pace vouă. Deci acest concept care este atât de util întregii omeniri, iată, încă de acolo vine. Am o întrebare foarte surtă, domnule profesor. Este bine să alegem cu inima, cu sufletul atunci când luăm decizii, când facem alegeri întrebarea importante? Întrebarea este foarte pertinentă și m-a preocupat de multă vreme. Alegem cu inima și executăm cu creierul. Da, mergem atunci către domnul profesor Ciurea și v-aș întreba cum putem să antrenăm creierul în așa manieră încât să fie în concordanță cu inima, cu sufletul. Creierul îl antrenăm zilnic, creierul îl punem continuu în activitate. De când deschidem geamul de dimineață, de când coborâm în acest minunat trafic care îl avem zi de zi și în care nervii noștri sunt puși la încercare, în care avem tot felul de discuții la serviciu, aici, la Antena 3 și peste tot, creierul este continuu pus în activitate. Dar creierul nu poate funcționa ca general, să zicem, în fața unei echipe, dacă nu ai echipă. Iar primul, la nivelul creierului, poate pe același plan, dacă vreți înainte, cum spune domnul profesor, este inima. Nu poți fără inimă. De aceea este cele două elemente în organism fantastice. Se spune creierul este o minune, o bijuterie. Atunci inima ce este? Tot o bijuterie, tot o minune. Super, de ele două. Ca și într-o căsătorie, trebuie să meargă împreună. Dacă nu, acest divorț duce la disconfort. Nu ne dorim două divorț. Deci noi vrem pace. Pace pentru pace în organism, pace în societate, pace în lume. Armonie. Și mi-aș permite, Florentina, să te întreb
o întrebare personală. Dacă tu ai reușit să găsești acest echilibru dintre sentimente și rațiune, străduiesc, uite-te la mine, este cu noi aici. Mai ales în domeniul în care lucrăm noi, stânga-dreapta, încadrate de doi profesori, doctori, profesori universitari, mă străduiesc, sunt pe drumul ăsta, pe calea vindecării, așa cum e și titlul cărții noastre, Pacea dintre inimă și minte, de 10 ani de când am pornit în interviurile cu domnul profesor Dulcan. E o zbatere, e o strădanie asiduă, aș putea spune, iar pe 10 iunie o să fim în concordanță, cred, noi, ca echipă și publicul din sală. La ora 11 pe 10 iunie, la Opera Națională, aici în București, desigur. Cum pot participa? Cum se pot înscrie cei care ne urmăresc acum și poate nu și-au cumpărat bilete? Bilete pe iabilete.ro, da, pe iabilete.ro și pe bookzone.ro. Editura și-a dorit foarte tare să ofere această conferință cititorilor și tuturor celor care vor să obțină, dacă se poate spune așa, din cunoașterea celor doi profesori și ne bucurăm tare mult că se întâmplă. Și să trăiască în pace. Absolut. Da. Cât de greu este acest drum spre a găsi pacea dintre inimă și minte? Este un drum anevoios pentru unii, poate dura mai mult, pentru alții mai puțin. Și atunci când găsești pacea, poate nu știi să o menții. Cum facem? În primul rând, e nevoie să fii informat, să știi despre lucrurile astea, că între creier și inimă trebuie să existe o coerență funcțională, că ambele trebuie să fie în acord funcțional. Și atunci ai pacea în suflet. Pe de altă parte, există antrenamente care sunt posibile cu meditație, rugăciunea, iarăși o coerență între creier și inimă. Pur și simplu, ne putem antrena. Uite, unul din lucrurile care Joe Dispenza le spunea, un fel de vaccin pe vremea pandemiei. Meditând, să spunem, asupra ideii de pace, de înțelegere, armonie, etc., circa 4 zile, crește coeficientul de imunoglobulină A, care apără mucoasele. Deci, în pandemie era implicată, evident, răceala, în primul rând, virusul pătrundea la nivel de mucoase. Crescând cantitatea de imunoglobulină care apără și intervine în sănătatea mucoaselor, pur și simplu funcționa ca un vaccin, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Cu alte cuvinte, există tehnici. Iată ce spune Institutul din California. Dacă meditem pe ideea de pace, de recunoștință, de mulțumire. Eu fac asta adeseori. S-a constatat recunoștința, mulțumirea, prețuirea și termenul te iubesc. Acest termen care funcționează în, dacă vreți, toate marile mințe ale lumii, de la Einstein până la cine vreți, dădea acest sfat. Iubirea, conceptul de iubire, vindecă, aduce pacea, liniștește, menține sănătatea, menține armonia lumii. Ce bine ar fi cu toții să ne iubim. Da, mi-am propus la un moment dat să le spun părinților mei la fiecare telefon, la final, te iubesc. Din păcate nu am reușit. Ce ar fi trebuit să facă corect, așa, ca să vină din tot sufletul? Să... Scrieți-vă pe cristal, cum a spus domn profesor, ca exact. Să aveți drept de în față. De uitat nu am spus să uite, pe clar, birou, te iubesc, telefon. Da, da, scrieți. Cu cât repetăm mai mult, ca și Tatăl nostru, în gând sau tare, cu cât spunem aceste cuvinte minunate, te iubesc, din toate punctele de vedere, cu atâta creierul nostru se deschide. Toți filozofii au spus acest lucru, toți vizionarii au spus acest lucru și în cadrul conferinței o să prezentăm aceste lucruri, dar noi trebuie să... De ce folosim aceste cuvinte? Tocmai să deschidem creierul, inima, sufletul peste tot. Că altfel nu putem să trăim sănătoși. Noi uitați-vă că avem sănătate. E vorba de sănătatea mentală, este vorba de sănătate pe care încercăm să o prezentăm și să arătăm și calea vindecării în această sănătate. Ar trebui să fie un fel de bună ziua. Dar să vă spun ceva. Foarte bine spus. Termenul ăsta de te iubesc are un efect de ordin fiziologic. Nu este o simplă vorbă în vânt. Realmente, recunoștința și această declarație te iubesc, îi spui inimii tale și semnilor tăi, aduce o modificare de ordin fiziologic foarte benefic pentru sănătatea și pentru existența noastră, pentru armonie, pentru buna dispoziție, ceea ce e un lucru extrem de important, că atât de supărați suntem noi adeseori și bieții oameni. Avem nevoie de acest cuvânt atât de frumos pe care l-a lăsat tot Iisus. Se spune continuu, rău gândești, rău faci, rău primești. Bumerangul. La fel ce spune domn profesor. Suntem pe aceeași lungime de unde. Suntem în pace. Deci a spus te iubesc.
Te iubesc cu... este pentru dumneavoastră, pentru cei care ne ascultă, pentru doamna Fântânaru, pentru domnul profesor, pentru toți. Dacă eu noi spunem în această națiune frumoasă, minunată, te iubesc, toate lucrurile se rezolvă, se rezolvă. Când cineva vă adresează un cuvânt la limită în trafic, întoarceți capul și spuneți: te iubesc. Te iubesc. Ai văzut ce spunea mai devreme domnul profesor? Trafic minunat. Da. Mai minunat nu este el, dar exact. E bine să gândim. Așa-l gândesc. Exact. Eu așa-l gândesc. Vai ce trafic frumos. Cineva m-a întrebat: și ce faceți? Nu, eu dau telefoane. Astăzi au vrut de 5-6 ori. Ești într-o conjurată de oază de, da, de liniște. Nu se vede. Florentina. Uite de la mine. Da. Anul viitor fac 50. La mulți ani. Mulțumesc. Mă laud cu asta. Vreau să le reamintești acum celor de acasă, da, despre conferința care va avea loc pe 10. Cum 10 iunie, sigur, 10 iunie. Cum pot veni cei de acasă, așa foarte, foarte scurt, că nu mai avem timp. 10 iunie la Opera Română, așa cum spuneam, la ora 11, dacă se poate să vină puțin mai devreme, ca să fiecare să-și găsească locul în sală, ca să putem intra în momentul potrivit, oportun, așa să fim toți într-o pace și să creăm pacea dintre inimă și minte împreună cu 1000 de oameni. Și la intrare să spune te iubesc și deschid ușile. Și la plecare. Și la intrare și la plecare. Exact. Vă mulțumesc foarte, mulțumim foarte mult pentru prezența în cadrul știrilor dimineții și multă baftă cu conferința și cu cărțile pe care le-ați lansat. Mergem acum mai departe, doamnelor și domnilor. Ana, mă întorc la tine.